Am văzut și eu încă de aseară faza aceasta cu leagănul și, sincer, când am auzit ceea ce a spus Roberto și anume că, uite, așa se adorme copilul, mi-a dat o stare ciudată și n-am mai vrut să vorbesc despre acest lucru. Mă făcea să mă gândesc că, la faptul că poate ar fi trebuit să-și legene copilul și nu să alerge după fete prin casa mireasa, dar... Până la urmă ei știu ce este mai bine pentru ei. Mie mi se pare că Denisa chiar nu-l place pe Roberto și nu-l vede ca un potențial iubit. Se simte foarte bine în compania lui, îi place prezența lui, oricum nu ar avea ce să facă în momentul acesta în casa mireasa pentru că toți sunt cupluri și cumva dacă nu interacționează cu Roberto ar însemna să stea singură sau cu Alex. Și e clar că o ajută mai mult interacțiunea aceasta cu Roberto. Faptul că Roberto spune că s-a îndrăgostit de Denise, asta îmi dă de gândit, nu știu ce să zic.